Bine v-am găsit! Marele Eminescu a avut dușmani în timpul vieții și are dușmani și astăzi. Iar aceștia au încercat încă din secolul al XIX-lea și încearcă și astăzi să-i ducă în derizoriu opera poetică și jurnalistică, dar mai ales demersurile patriotice, spunându-ne că Eminescu era un biet nebun, care suferea de sindromul bipolar. Ba în plus, că avea și sifilis. Așa să fie? Ei bine, doamna lector universitar dr. Mihaela Gheorghiu a analizat istoricul medical al lui Eminescu, dar și contextul istoric în care contemporanii lui au pretins că l-a apucat brusc nebunia și ne va împărtăși astăzi opinia sa despre bolile lui Eminescu cu argumente științifice. Bine v-am regăsit! Iată, e un subiect care pentru prima dată include și istoria și cultura română. În emisiunea pe care le facem, că până acum discuția noastră s-au concentrat strict pe zona de știință, de graniță, pe medicină, dar mi se pare un aspect foarte important și interesant, pentru că e interesant și pentru mine și cu siguranță pentru cei care ne urmăresc să vedem perspectiva unui medic, unui specialist într-un anumit domeniu, da? Cum vede această pretenție care încă se păstrează că Eminescu, săracul, a fost și el acolo un nebun care și-a pierdut controlul și ce să facă autoritățile vremii, au trebuit să-i pună cămașa de forță și să-l ducă într-un ospiciu. Cum se vede din perspectiva dumneavoastră după ce ați cercetat acest istoric medical și ați văzut care este contextul istoric în care evenimentele acelea dramatice s-au petrecut? Din punctul meu de vedere subiectiv, ca român, ca om care a învățat și în școala gimnazială și în liceu despre Eminescu și a continuat să mai citească și personal, toată această abordare mi se pare plasată pe cele două margini ale unei prăpăsti. Pe de o parte, fiecare dintre noi care am fost educați, care știm ce a scris Eminescu, și mai ales poezie, dar și scrierile jurnalistice, toată opera lui, dramaturgia, proza, știm că Eminescu este un simbol național, este un geniu, este un spirit care ne ajută să urcăm spre spiritualitate, spre Dumnezeu. Pe de altă parte, din școala generală am fost foarte impresionată să aflu că Eminescu a murit nebun cu un diagnostic foarte dur și rușinos, un sifilis terțiar, că era internat într-o casă de nebuni, într-un sanatoriu de boli psihice, că a fost ucis de fapt primind o lovitură cu o piatră în cap de la un alt nebun și acum, mai nou, trebuie să schimb moartea lui Eminescu prin sifilis terțiar cu moartea lui Eminescu în urma unui sindrom bipolar care, în termenii de psihiatrie mai vechi, era un sindrom maniaco-depresiv. Deci, de la nebunia prin sifilis terțiar, am trecut la nebunia prin sindrom bipolar sau maniaco-depresiv și sifilisul terțiar și maniaco-depresiv. Sindromul aruncă cu noroi nu numai asupra lui Eminescu în persoană, ci și asupra familiei. Și atunci sunt obligată, fără să vreau, să trec din zona de român și să intru în cea de medic, pentru că îmi răsună în minte de la început termenul de sindrom. Ce e la sindrom? Când spui sindrom, orice ar urma după acest cuvânt înseamnă întotdeauna cauză multiplă. De multe ori nu știm toate cauzele. Pe de altă parte, aceeași noțiune de sindrom apare în foarte multe tablouri patologice, în foarte multe boli. Și atunci, dacă spun sindrom,
Înseamnă că din start pot să fie foarte multe cauze. Care sunt alea? Nimeni n-a stat să aprofundeze. Sau, mă rog, sunt destui care au cercetat, dar nu sunt foarte bine mediatizați. Toți am avut sindrom febril de zeci de ori în viața noastră, dar odată am făcut febră prin gripă, altă dată printr-o infecție bacteriană, altă dată printr-o emoție puternică. Întotdeauna sunt foarte multe cauze. Hai să vedem ce este și cu această bipolaritate. Oricare dintre cei care ne ascultă acum dă o căutare pe internet și scrie sindrom bipolar în limba română, obține în 0,33 secunde 697.000 de răspunsuri. Sindromul bipolar, așa, fără să exagerez în termeni medicali și rezumând foarte mult informația, înseamnă o manifestare patologică, ceva anormal, care oscilează, care apare la un individ și presupune niște extreme comportamentale. De o parte, o stare depresivă, o perioadă cu depresie pronunțată, cu lipsa dorinței de a coopera cu cei din jur, de a vorbi, de a munci, imposibilitatea de a se concentra, tulburări de somn și foarte multe alte lucruri. Deci, pe de o parte, depresia, pe de altă parte, o stare maniacală sau hipomaniacală, care înseamnă o exagerare patologică a personalității, o agitație psihomotorie, o stare psihoemoțională exagerată și exacerbată. Între cele două perioade de depresie și de manie pot să existe și perioade de liniște. Și atunci trebuie să vedem, mai ales trebuie să nu trec mai departe, că la ora actuală sindromul bipolar se consideră a avea și un istoric familial, o componentă familială. Trebuie să mă întorc la Eminescu și să vedem dacă a fost așa sau nu, pentru că eu, ca român, îl consider pe Eminescu un simbol național, simbolul meu național. Era un maniaco-depresiv? Să vedem. Bolnav de sifilis, pentru că nici măcar când s-a vorbit despre asta, nu s-a spus că ar fi de fapt congenital, că moștenit de la mamă. S-a lăsat impresia că prostituat, de cine știe ce relații ciudate în promiscuitate a avut Eminescu, de unde s-a ales aici sifilisul? Aici este o nuanță foarte importantă. Sifilisul, ca să dea nebunie, să dea tulburări neuropsihice, trebuie să fie un sifilis vechi. Se consideră a avea nevoie de o perioadă care variază între 2 și 15 ani în medie, pentru că altfel nu mai se potrivește nebunia care i s-a atribuit lui Eminescu. Dar nici asta cu sifilisul terțiar nu se potrivește moștenit pe linie maternă, cum a fost mai recent, în perioada imediat postbelică, da, pentru că ar fi trebuit să apară mult mai devreme. Ori Eminescu a fost internat la vârsta de 33 de ani. 33 de ani a stat bine, n-a apărut deloc sifilisul. Da. Este foarte bine să ne poziționăm acum în secolul al XIX-lea, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, și să vedem cam care era farmacopeea europeană la acel moment. Majoritatea bolilor infecțioase, și nu numai, majoritatea bolilor presupuneau administrarea sărurilor de mercur. Cea mai frecventă administrare era cea a calomelului, adică a clorurii mercuroase.
Numele de calomel are componenta mel, miere, care vine, care înseamnă că această sare de mercur era dulce, era foarte ușor de administrat. În secolul al XIX-lea, chiar de la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului al XIX-lea, se administrau preparate cu mercur și istoricul e mult mai vechi, inclusiv copiilor. Era pasta dentară pentru durerile dentare pe care le aveau copiii când izbucnea dentiția, când aveau carii. Deci lumea consuma destul de puternic și în pe scară largă mercur. Pe de altă parte, mercurul mai avea o calitate, între ghilimele. În secolul al XIX-lea era substanța cea mai utilizată atunci când voiai să scapi altfel decât violent de o persoană nedorită. Erau o mulțime de otrăvuri care aveau la bază mercurul. Hai să vedem acum câteva trimiteri celebre ca să înțelegem unde s-a localizat și abordarea medicală, între ghilimele, a nebuniei lui Eminescu. Am să dau doar câteva exemple pentru că atât ne permite timpul. Un caz celebru, mort prin intoxicație cu mercur, este cel al lui Napoleon Bonaparte. El a fost exilat în ultima perioadă de viață, așa cum știm cu toții, pe insula Sfânta Elena, împreună cu niște persoane foarte apropiate, de la ale căror descrieri cei mai mulți dintre biografi au constituit tabloul. Eminescu trebuie întotdeauna înțeles ca evoluție spre moarte, avându-l în minte și pe Napoleon Bonaparte și pe cei pe care îi voi spune ulterior. Napoleon a început să primească arsenic în alimente, arsenic administrat cam cu 4 luni înainte să moară, o administrare a unor cantități mici care treptat au dus la o simptomatologie care mima cancerul gastric. Dar nu aceasta a fost cauza morții lui Napoleon. Pe 3 mai 1821, la ora 17:30, a primit o băutură numită orja, care era de fapt calomel cu aromă de portocale. În această băutură, pentru îmbunătățirea aromei, s-a introdus ulei de migdale amare. Uleiul de migdale amare conține acid cianhidric. Acidul cianhidric a reacționat imediat cu clorura mercuroasă, care este calomelul, și a generat foarte rapid cianura de mercur, care este o otravă foarte puternică. Imediat Napoleon a căzut, a intrat în comă și a încetat din viață în 2 zile. Deci, pregătirea morții a fost asigurată prin arsenic, moartea în sine prin otrăvirea cu mercur. În secolul al XIX-lea era un obicei încetățenit și în America și în Europa și peste tot, persoana care era recent decedată trebuia să rămână și în memoria fizică a urmașilor, motiv pentru care se tăiau câteva șuvițe de păr. Șuvițe de păr de la Napoleon Bonaparte, autentificate ca fiind originale, au fost începând cu 1960, cercetate la diferite, la multe laboratoare, din Glasgow, la Universitatea din Luxemburg, în Belgia, au fost studiate, ultima publicație este la un congres de toxicologie din 2003, și s-a stabilit pe baza analizei firului de păr o intoxicație cu arsenic și
masivă intoxicația cu mercur. Deci lucrurile nu pot fi puse la îndoială. Mai departe, un alt exemplu pe care vreau să-l dau este cel al președintelui american Andrew Jackson, cel de-al șaptelea președinte american, care a suferit o intoxicație cronică cu mercur și cu plumb. Nu a murit din cauza lor, dar i-au agravat foarte mult starea. Lucrul este, afirmația mea este confirmată de alte studii pe care le-au efectuat pe aceleași șuvițe de păr recoltate la momentul morții, șuvițe de păr analizate în laboratorul de toxicologie al FBI. În cazul fostului președinte american, tot era de un tratament care i s-a administrat cu mercur? Este un tratament antiinfecțios, nu a fost otrăvit. Da. Dar un tratament antiinfecțios repetat... Lumea științifică n-a înțeles în acea vreme cât de periculos este mercurul pentru sănătate. Lumea științifică înțelesese, pentru că imediat după mijlocul secolului al XIX-lea, în Europa a început să se interzică. Deci după 1850... După 1850, la noi nu s-a întâmplat asta nici la 1883 și după aceea. Un alt exemplu este cel al lui Edgar Allan Poe. Celebru poet și scriitor american care a primit calomel pentru o intoxicație, pentru o infecție, o holeră pe care o făcuse, n-a murit din cauza calomelului, dar în șuvițele de păr au găsit concentrații cu 264% mai mari decât cele normale și care, spun biografic, justifică halucinațiile pe care le-a avut Allan Poe în ultima perioadă a vieții lui. Mai sunt și alte exemple, o altă scriitoare, Louisa May Alcott, care tot așa a murit la 56 de ani cu simptome clare de intoxicație mercurică. Ea însăși le-a identificat, fusese în timpul războiului civil asistentă, făcuse o febră tifoidă și i se administrase antiinfecțios mercur. I-au agravat starea, intoxicația a adus-o zeci de ani pe picioare, dar i-a agravat starea și a murit la 56 de ani. Ultimul exemplu peste care nu vreau să trecem este cel al celebrului compozitor Mozart. Mozart a murit la 35 de ani și nici la ora actuală nu se știe exact cauza morții lui. Există două categorii de ipoteze ale morții. O primă categorie, cea a crimei, a doua categorie, a unor boli pe care le dobândise și prin în aceste boli sunt incluse o insuficiență renală cronică, insuficiență care apare în intoxicația cu mercur, o hipertiroidie care poate să apară în intoxicația cu mercur, o trichineloză și, mă rog, și alte boli. Cele mai cercetate însă variante au fost cele criminalistice și dintre toți posibilii criminali al lui Mozart au rămas în picioare trei: Antonio Salieri, un mare compozitor și mare adversar al lui, dar a cărui participare a fost infirmată, s-a dovedit că nu l-a omorât Salieri, și au rămas celelalte două posibilități: baronul Gottfried von Swieten și francmasoneria. Așa, pentru, ce să spun, anecdotică, dacă poate fi vorbit de așa ceva, vă rog să rețineți, pentru că e interesant să urmărim un paralelism cu situația lui Eminescu. Baronul despre care am pomenit și Mozart erau membri aceleași loji masonice. Cel bogat era baronul, care era medic de profesie și la sfârșitul secolului al XIX-lea, al secolului al XVIII-lea, începutul
celui de-al 19-lea este trecut în istoricul medicinii austriece ca fiind pionier al tratamentelor cu mercur și al tratării luesului, sifilisului terțiar, foarte frecvent în Europa la momentul acela, cu mercur. Acest baron îl invita frecvent pe Mozart și pe soția lui la masă duminica, fapt pentru care biografii au considerat că ar fi fost o mulțime de posibilități de administrare treptată a mercurului. Nu are rost, nu știm dacă așa a fost sau nu. Un lucru s-a întâmplat însă. Mozart a încetat din viață la 35 de ani fără să se știe din ce cauză. Soția lui l-a rugat pe baron, pe Van Swieten, să se ocupe de înmormântare. Acesta, care era foarte bogat și prieten și, și frate de lojă masonică, a ales pentru Mozart o înmormântare la groapa comună, care costa 13 florini, cred că asta era banul, bancnota, 13 florini la groapa comună față de 240, cât ar fi însemnat o înmormântare decentă, de rang mai înalt. E, motivația zice-se că ar fi aceea că Mozart în Flautul Fermecat, în opera Flautul Fermecat, a devoalat 18 ritualuri secrete masonice, dar nu se știe dacă aceasta a fost motivația reală. Cert este că nici acum nu știm de ce a murit Mozart. Aș vrea să mai rețină cei care ne ascultă un lucru interesant. În Europa, secolului al XVIII-lea și al XIX-lea, era foarte utilizată o travă pe bază de mercur, nu numai, dar și cu mercur, numită aquatofana. Această otravă fusese inventată de o vrăjitoare italiană pe la mijlocul secolului al XVII-lea și devenise celebră pentru că toate doamnele din înalta societate care se plictisiseră de soții lor puteau să administreze aquatofana și să scape în câteva zile. Soții lor mureau fără să se știe vreodată cauza morții. Aquatofana era un amestec în care erau prezente arsenicul, plumbul, antimoniul sau stibiul, mercurul și clorul. Și avea o calitate teribilă, această aquatofana, aceea că administrată în orice fel de băutură nu modifica gustul. Deci nu putea să ridice niciun fel de suspiciune că în băutura respectivă e ceva necurat. O concluzie până la acest moment se impune. Mercurul era foarte folosit în secolul al XIX-lea, având două întrebuințări de excepție. Pe de o parte, orice tratament antiinfecțios presupunea administrarea de mercur. Pe de altă parte, orice dorință de a elimina din viața aceasta o persoană nedorită putea să presupună utilizarea otrăvurilor pe bază de mercur. Acum să venim la Eminescu, să revenim. Se incriminează, s-a incriminat mai întâi sifilisul terțiar transmis pe linie maternă. Raluca Iurașcu, mama lui, provenea dintr-o familie foarte bună. Au fost 6 copii. Primele 2 fete, sora cea mare și Raluca, s-au căsătorit, mama lor a murit foarte repede, iar frații cei mici, 3 fete și 2 băieți, au ajuns monași. Deci în această familie era o spiritualitate înaltă. Nu oricine
devenea monah de vocație, din, pe linie maternă, Mihai Eminescu avea 3 mătuși și 2 călugări și se citează în biografia lui mai multe vacanțe și chiar și în perioada în care era urmărit retrageri la aceste mănăstiri. Adică ce vreau să spun este că probabilitatea ca mama lui să fi fost purtătoarea acestei boli este foarte redusă, este spre foarte zero, redusă. În condițiile în care ea făcea parte dintr-o familie de elită și în acea vreme, cum să spun eu, conduita publică sau morala impunea restricții majore cu privire Absolut. La relații dintre femei și bărbați. Nu este ce se întâmplă astăzi. Bineînțeles, iar tatăl Gheorghe Eminovici și el era un om de condiție bună, deci este foarte greu să luăm în discuție un astfel de sifilis, mai ales că ar fi trebuit să apară până când Eminescu împlinea 15 ani, cel mult 15 ani, nu la 33. Apoi mai e o discuție, pentru că, dacă este corectă, din câte știu eu, creierul lui Eminescu nu... Ajungem și acolo. Nu a fost analizat. Nu a fost analizat. Nu a fost analizat, a fost o batjocură. Pentru că aceste urme de sifilis ar fi marcat absolut, clar, imediat, era evident pentru imediat, un specialist. Imediat, o să spun. Imediat da. Mergem spre direcția asta. Pentru că familia lui Eminescu era o familie deasupra mediei. Este o șansă foarte mare ca toți copiii să fi fost, e o șansă, nu știm, nu avem scrieri biografice, dar e foarte posibil ca lor, cu ocazia diferitelor infecții, să li se fi administrat preparate cu mercur. Ținând cont că era o familie cu o condiție bună și își permitea tratamentul la modă din epoca. Absolut. Acum, să ne retragem puțin din perioada lui Eminescu și să vedem ce știm noi la momentul ăsta despre intoxicația cu mercur. Nu vreau să o lungesc, vreau să spun doar o poveste. Așa cum suntem structurați, suntem înzestrați cu posibilități de apărare, când mercurul intră, este absorbit în sânge, el este rapid atacat, este rapid oxidat de o enzimă numită catalază, fenomen care scade mult posibilitatea mercurului de a trece, de a intra în celule. Și cu toate acestea, el intră în celule. Odată intrat în celule, mercurul generează producție de radical liber de oxigen. Noi toți avem radicali, specii reactive de oxigen, dar în concentrații extrem de mici. Și atunci sunt molecule de semnalizare, ne ajută, transmit informație în celulă și între celule. În condițiile în care crește concentrația, sunt ca niște nanobombe atomice, microbombe atomice. Ei, mercurul, dacă a reușit să intre în celule, generează producție de specii reactive de oxigen, deci ne generează stres oxidativ, atac general. Vine imediat o altă armă de apărare a noastră, care este glutationul. Glutationul vine și scade concentrația, neutralizează aceste specii reactive de oxigen, dar prin această acțiune, glutationul este sustras de la ceea ce ar trebui el să facă în condiții normale, este sustras spre neutralizarea acțiunilor mercurului. Bun. Să zicem că ești intoxicat, că primești doze repetate cu diferite ocazii de mercur. Acest mercur poate să intre în toate celulele organismului. Este dovedită în primul rând intrarea la nivel renal. Este și modalitatea prin care se elimină cel mai mult, dar poate să intre în ficat, poate să intre în musculatură, poate să intre în neuroni. Poate să intre în foarte multe, în glandele endocrine. La o singură administrare.
la o singură administrare, dar intrările sunt mici și pe măsură ce se administrează concentrații mai mari sau repetat concentrații mici, efectele devin din ce în ce mai evidente. În așa fel încât acest mercur se fixează cu foarte mare ușurință pe grupări sulfidril, grupări cu sulf de pe toate proteinele noastre. Imaginați-vă o celulă, că vine mercurul și se fixează pe membrană, pe aceste grupări, pe proteinele din membrană. Vine mercurul și se fixează pe canalele ionice, care ar trebui să transporte din afară și din celulă tot felul de compuși esențiali. Vine mercurul și se așează pe membrana nucleului, care conține informația noastră genetică. Vine mercurul și, atenție, se fixează pe niște proteine numite tubuline. Aceste tubuline sunt fabuloase, ele formează ca niște spirale, ca niște fire de mărțișor, să ni le imaginăm, și intră în structura microtubulilor, iar microtubulii împânzesc toată celula și sunt sistemele de transport între organite, între segmentele celulei și între celulă și exterior. Acești microtubuli sunt asimilați la ora actuală unor fibre optice, așa de extraordinar de eficientă este funcția lor, transportul. Și vine mercurul și blochează toate structurile pe care le-am amintit. Și atunci ai tot felul de manifestări pe care eu o să le citez. Sunt foarte multe studii. Nu putem fi acuzați de subiectivitate sau de pseudoștiință. Sunt foarte multe studii care atestă acest lucru. Și apar depresia. Una dintre primele manifestări este depresia. Altă manifestare, paranoia, agitația psihomotorie, tulburările de somn, stare de hiperexcitabilitate, dureri de cap, migrene, tulburări de concentrare, pierderi de memorie, apar niște afectări ale axonilor, neuronilor de la nivelul cerebelului, care generează ceea ce în clinică se cheamă sindromul pălărierului nebun. Cineva care nu-și poate coordona mișcările, seamănă cu un beat. Sunt multe alte. Deci astea ar fi numai manifestările neuropsihice. Îi rog pe cei care ne ascultă să revadă ultimele secunde din ce am spus și să vadă dacă aceste manifestări pe care le-am enumerat intră și în descrierea sindromului bipolar. Intră. Apoi, afectează și alte zone. Dacă mercurul intră accidental prin piele, apar leziuni, iritații care pot să mimeze gomele sifilitice, leziunile cutanate, pot să genereze o scădere în greutate a individului prin topirea maselor musculare. Mercurul în concentrație foarte mare atacă peretele cardiac, atacă coronarele, vasele inimii. Sunt descrise cardiomiopatia și patologia coronariană mergând până la infarct miocardic acut generat de intoxicația cu mercur. Nu putem face abstracție. Și acum, ca să termin cu această prezentare generală, vreau doar să aduc în discuție un studiu publicat în 2014. Atenție, este un studiu publicat într-o revistă de psihiatrie americană, efectuat asupra unei fetițe de 12 ani care a dormit într-o cameră în care pe covor căzuse accidental mercur. Nu știu exact să vă spun sursa. Cert este că acel copil
a avut niște manifestări clinice absolut de neînțeles. A durat până și-au dat seama. A avut agitație de tip ADHD, tulburări de mișcare, de atenție și stare de agitație psihomotorie. A avut sinuzită, a avut sindrom bipolar. Este citat sindrom bipolar acolo, tinnitus, zgomote, tot felul de tulburări digestive, deci o mulțime de manifestări generate doar de inhalarea vaporilor de mercur. Deci doar inhalarea vaporilor. Doar de inhalarea. Și contact. Ultimul lucru, și e vechi, de-aia nu înțeleg de cei care au venit acum recent să-l eticheteze pe Eminescu cu această caracterizare de sindrom bipolar, nu s-au gândit. Este un studiu din 1974 efectuat în Irak pe 43 de pacienți, toți intoxicați cu săruri metilmercurice, cu fungicide cu care se stropise grâul. Și ei au mâncat făină care era contaminată cu metilmercur. Nu vreau să mai spun manifestările, doar atât. 74,4% dintre acești pacienți au prezentat tulburări psihiatrice, în primul rând, psihice, în primul rând depresie. Și atunci nu e cazul să reevaluăm. Și atunci trebuie să ne ducem și la contextul istoric al momentului în care Eminescu a fost luat din societate. De ce? Pentru că el, până în anul 1883, deci până la vârsta de 33 de ani, a fost cel mai influent ziarist din România, la ziarul Timpul. Sigur. A scris poezii și proză la o calitate inegalabilă. Da? Și dintr-o dată, brusc, Eminescu înnebunește. Pe 28 iunie. Pe 28 iunie, și o să vorbim de că e o dată cu semnificație, este pur și simplu luat din spațiu public, băgat în cămașa de forță și, ce să vezi, îi se administrează imediat mercur. Imediat mercur. Da? Imediat, 30 de secunde, n-am vrut să termin discuția de dinainte, pentru că toți argumentează că a avut doi frați care s-au sinucis, că au fost probleme. Dacă li s-ar fi administrat săruri de mercur de mici, nu puteau să aibă depresie, nu puteau să aibă tulburări neurologice, cum a avut sora Arieta, dar dacă ar fi avut un polimorfism genic pe proteine implicate în metabolizare, spun pentru cunoscători, pe glutatione transferază, de exemplu, sunt 6 tipuri de enzime, pe 3 dintre ele polimorfismul duce la o acumulare excesivă față de populația obișnuită a mercurului. Dar dacă ar fi avut polimorfism pe glutamat cistein ligază, dar dacă ar fi avut polimorfism pe metalotionină, dar dacă ar fi avut polimorfism pe selenoproteine, a cercetat cineva, dacă poate avem niște resturi de la Eminescu. A cercetat cineva aceste posibilități genetice ca să dea o sensibilitate în întreaga familie la... Deci, iată, n-a studiat nimeni așa ceva. Pe de-o parte, avem o epocă în care mercurul era considerat un element care poate ajuta omul pentru sănătate. Lucru care este evident că a fost o eroare totală a celor care au inițiat acest procedeu medical. În același timp, deci într-o epocă în care membrii unei familii înstărite putea să apeleze la un astfel de remediu cu mercur, pentru că era girat de mediul științific al epocii. E un aspect în care oricine lua, chiar de câteva ori, putea să aibă probleme tot restul vieții. În condițiile în care, așa cum spuneți dumneavoastră, puteau să existe o anumită caracteristică genetică în familie care să favorizeze acumularea de mercur, chiar și de la puține doze, efectul probabil că este de 10 ori sau de mai multe, 100 de ori mai amplificat decât de la un om obișnuit. A exclus cineva posibilitatea asta? Și atunci
putem presupune că dacă au fost doi frați care s-au sinucis, nu este pentru că familia lui Eminescu avea probleme psihice, ci pentru că poate să fie putea o consecință... Putea să fi avut polimorfism sau nici măcar să fi fost depresia dată de administrarea mercurului. Dar avem situația lui Eminescu, da? Care a fost funcțional și genial. Perfect funcțional. Da? Și a deranjat foarte mult autoritățile statului român, dar și puterile străine. Eu am făcut mai multe emisiuni și am făcut chiar un serial în 17 episoade pe care puteți să-l urmăriți pe canalul meu Daniel Roxin, liniuță istorie, împreună cu jurnalistul Miron Manega, în care am vorbit despre toate aspectele importante ale vieții și operei lui Eminescu, inclusiv despre implicațiile acțiunilor lui, modul în care s-a implicat în cauza națională, pentru că el a fost un, ceea ce se cheamă, un patriot desăvârșit, a avut idealul Daciei Mari, a fost membru al societății Carpații, care era considerat un pericol pentru Imperiul Habsburgic și Austro-Ungar după aceea. Da? Deci el a făcut foarte multe lucruri prin care a deranjat nu doar autoritățile statului român, jurnalistul la Timpul, în care a dat cu bâta, din punct de vedere jurnalistic, în mulți politicieni, în multe personalități din conducerea statului român, dar în același timp, prin lupta lui pentru adunarea românilor într-o Dacie mare, a stârnit furia Imperiului Țarist, Imperiului... În primul rând, Imperiului Austro-Ungar. Și în primul rând, Imperiului Austro-Ungar. Pentru că ordinul mai potoliți-l pe Eminescu al lui Petre Carp a venit de la Viena, de unde probabil că a primit indicații. Băi... Cei care ne ascultă trebuie foarte rapid să înțeleagă punctual câteva lucruri din context. Da. Pe 28 iunie 1883, ziua în care el a fost legat în cămașă de forță, se avea câteva antecedente fantastice. Pe 5 iunie, deci la începutul lunii, la Iași se dezvelise statuia lui Ștefan cel Mare, a fost o mare adunare națională în care Eminescu a citit poezia Doina, care a stârnit, de fapt a citit-o seara la Iacob Negruții în fața membrilor Junimii. Prima dată în 20 de ani membrii au aplaudat, l-au îmbrățișat, s-a generat o mare revoluție emoțională între ei, lucru care a deranjat foarte tare. Cei care ne ascultă trebuie să știe că poezia Doina descrie România între granițele Daciei Mari condusă de Decebal și de Burebista, lucru care a deranjat foarte tare atât Imperiul Austro-Ungar cât și Imperiul Țarist. Mai mult decât atât, poezia Doina a fost interzisă și pe vremea comuniștilor. Cine vorbea despre ea sau recita era automat trimis la închisoare. Ea a fost reabilitată de către Adrian Păunescu. El este cel care a început să facă reabilitarea, dar nu asta este problema. Pe 6 iunie se Grădișteanu, un senator conservator, Partidul Conservator era la putere și era condus de Petre Carp, un senator conservator îi spune regelui Carol: maestate, lipsesc 3 nestemate din coroana dumneavoastră, suntem siguri că se vor aduna, vor reveni. Și a spus-o public. După care Grădișteanu, la ceva timp, la scurt ca să înțelegem, adică să înțeleagă ce, el se referea la provincii, la bucățile din România răpite de Imperiul Austro-Ungar, Habsburgic, mai degrabă, de fapt, în realitate, și Imperiul Țarist. Ei, Grădișteanu, peste câteva zile, la sfârșitul lunii, își va retrage, își va cere scuze pentru ceea ce a organizat la Iași, cu dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare, pentru ceea ce a spus în stilul care este foarte frecvent întâlnit și la ora actuală, își anulează
inițiativa. Ceea ce Eminescu, care era membru fondator al societății Carpații, societate care lupta pentru unificarea tuturor provinciilor și a românilor, nu o făcea. Nu știu cât timp avem la dispoziție să discutăm în zona aceasta. Cert este că pe 26 iunie, cu două zile înainte de ridicarea lui Eminescu în cămașă de forță, la Viena se purtau discuții secrete pentru încheierea unui tratat între România, pe de o parte, și Tripla Alianță, care însemna Imperiul Austro-Ungar, Germania și Italia, tratat care din partea Triplei Alianțe însemna protecția pe timp de 5 ani a României în fața atacurilor posibile, cele mai incriminate ca posibilități fiind din partea Rusiei și a Serbiei. Pe de altă parte, România se obliga să renunțe la pretențiile asupra Ardealului și se obliga să desființeze societatea Carpații, societatea unionistă, și să neutralizeze principalul promotor, care era Eminescu. Mai mult decât atât, Mihai Eminescu era, culmea, redactorul șef al ziarului Timpul, care era ziarul puterii conservatoare. La momentul ăla și el dădea cu ciocanul și distrugea toate aceste tratative secrete, motiv pentru care se rup pentru două zile, s-au rupt relațiile dintre Imperiul Austro-Ungar și România. Regele Carol a plecat disperat împreună cu Dimitrie Sturza, cu ministrul de externe, să-și ceară scuze personal, iar Petre Carp, care era președintele Partidului Conservator și era la Viena pentru tratativele secrete, transmite către Titu Maiorescu, care era frate de masonerie cu Petre Carp și cu directorul ospiciului unde a fost internat ulterior Eminescu, cu doctorul Șuțu, Alexandru Șuțu. În fine, transmite de acolo foarte iritat, mai potoliți-l pe Eminescu. Asta se întâmpla cu o zi, maxim două, înainte de ridicarea în cămașă de forță. Ceea ce este important, înainte să ne întoarcem la dosarul medical, trebuie să rețină cei care ne ascultă că cei doi președinți ai societății Carpații, Constantin Simțion și Chibici Revneanu, Alexandru Chibici Revneanu, s-au dezis imediat de Eminescu, s-au speriat de presiunile făcute, s-au dezis imediat. Și tot n-au scăpat, pentru că societatea Carpații a fost desființată. A fost desființată, dar ei și-au scăpat pielea și n-au intrat în cămașă de forță, sau mă rog. Da. În orice caz, noi nu avem la ora actuală informații despre înnebunirea bruscă a lui Eminescu decât din următoarele surse. Jurnalul lui Titu Maiorescu, care primise mandat de la Petre Carp, care primise mandat de la Petre Carp să execute potolirea lui Eminescu. Avem un raport fals de la început al chestorului, nu știu ce grad avea șefului secției de poliție, care executa ordin politic, da? Și nu mai știu cum se numea, care a datat arestarea, legarea lui Eminescu în cămașă de forță pe 24 iunie în loc de 28 iunie, adică deci din start este a greșit, era planificată, dar mă rog, s-a greșit datarea și se pare că acest raport al polițistului a fost dictat tot de Maiorescu. Iar martorii nebuniei sunt cei doi președinți, Simțion și
care au făcut parteneriat cu Chibici Revneanu, care s-au autoreeducat foarte rapid și l-au acceptat. Mai sunt încă doi membri din conducere care au participat. E de menționat încă un lucru interesant și cu asta cred că trebuie să terminăm, da, că nu mai avem timp de discutat. Totul a fost, toată orchestrarea a debutat în dimineața zilei de 28 iunie 1883 printr-o carte de vizită trimisă de urgență de doamna Slavici, Ecaterina Slavici, gazda lui Mihai Eminescu, prima soție a lui Ioan Slavici, marele prieten de idealuri și de suferință a lui Eminescu. Această doamnă a trimis la 6 dimineața o carte de vizită pe care scria: Eminescu e rău de tot. Cei care ne ascultă trebuie să știe că această doamnă, înainte de căsătorie, se numea Ecaterina Sioche Mogheroși și s-a dovedit ulterior ar fi agent al Imperiului Austro-Ungar, care executa foarte eficient o supraveghere simultană a doi mari români, Eminescu și Slavici. Slavici era plecat din București în momentul în care Eminescu a fost ridicat în cămașă de forță. Mă rog, sunt foarte multe alte detalii de spus, nu are rost că nu avem timpul este necesar. Este destul de clar pentru orice un cu bun simț să înțeleagă că a fost o făcătură. Eminescu și-a păstrat poziția, n-a vrut să renunțe. Dar l-au făcut bipolar după aceea. Bipolar l-au făcut mai încoace, el a fost arestat, legat în cămașă de forță și preluat la Institutul Caritatea, condus de doctorul Alexandru Șuțu, repet, frate de masonerie cu Carp și cu Maiorescu. Diagnosticul a fost mania acută, alcoolism, sifilis. Și imediat ce a fost internat, a început să primească mercur, administrare de mercur, deja pusă profund sub semnul întrebării în Europa la momentul anilor 1883. Cum se adică întâmpla. Practic de 10 de ani în restul Europei Occidentale era interzis tratamentul cu mercur pentru că se dovedise că face foarte mult rău. Absolut. Și este internat, ținut 113 zile în sanatoriu, supus puternic tratamentului cu mercur, ceea ce este, mă rog, foarte interesant este atitudinea lui Maiorescu, dar trecem peste detalii, cine vrea citește. La începutul lunii iulie, 12 iulie, deci după 28 iunie, pe 12 iulie, fostul tovarăș de activitate de la Societatea Carpații, Constantin Țințion, scrie o cerere adresată lui Titu Maiorescu și lui Teodor Rosetti, alt conservator și parlamentar și tovarăș de masonerie, toți erau în aceeași societate, Steaua României, o cerere în care se solicită aprobarea pentru chetă publică, pentru că lui Eminescu nu-i merge bine în sanatoriu, în caritatea, și trebuie să plece în străinătate la Viena. Această chetă presupunea strângerea a 2000 de lei, nu știu, lei erau, 2000 de lei care s-au strâns foarte greu. Aici fac o paranteză. În octombrie, din toată lumea românească și bună și rea, se strânseseră 1140 de lei, dintre care 500 fuseseră donați de regina Elisabeta.
Mai trebuie să știe cei care ne ascultă că potrivit unui bilanț publicat, existent, al lui Maiorescu, în anul 1883, după toate cheltuielile lui, îi rămăseseră 31.160 de lei. Deci a dat 2.000 de lei din 31.000 nu ar fi însemnat nimic, dar a trebuit chetă în toată țara, în ziare, în publicații, ca să se știe că Eminescu e nebun, să fie umilit, o compromitere. A fost, de fapt, un pretext pentru propagandă, pentru compromiterea, pentru compromiterea totală. Lui. Da. Avem nevoie, marele Eminescu a nebunit, dați un ban să-l ducem la Viena să-l tratăm. În sfârșit... În condițiile în care, așa cum spuneați, Maiorescu și cei de acolo aveau suficienți bani încât în mod discret să-l trimit, dacă chiar era vorba de a-i fi de ajutor. Cei care ne ascultă trebuie să știe că în aceeași perioadă Parlamentul i-a aprobat un cadou de 150.000 de lei lui Teodor Rosetti, căruia i-a arsese o casă la una dintre moșii. Deci 2.000 de lei pentru Eminescu nu s-au putut nici prin chetă, dar 150.000 pentru Rosetti, da. A stat 113 zile internat, apoi în ziua de 1 octombrie, ceva de genul acesta, 1 octombrie 1883, el este însoțit de Chivici sau Chibici Revnanu, unul dintre președinții Societății Carpații, și de un alt însoțitor, care nu e foarte public, nu știm, dus la gară și urcat în tren către Viena. În sfârșit s-au strâns cei 2.000 în octombrie și pleacă spre Viena. Aici este foarte importantă o scrisoare scrisă de fiica lui Titu Maiorescu, de Livia Maiorescu, trimisă a doua zi după ce Eminescu pleacă spre o mătușă, Emilia Humpel, nu știu exact, cred că așa se numește, mătușa Liviei Maiorescu, în care fata povestește cum l-a văzut pe Eminescu, a mers împreună cu tatăl ei, cu Titu Maiorescu, să-l vadă urcat în vagon și trimis la Viena. Și l-a descris foarte îngrijit, comentează că era bărbierit, avea haine curate, era foarte bine îmbrăcat, ceea ce era, spune fata, așa cum era și înainte de declanșarea nebuniei. Ori aici fac o pauză, în psihiatrie bolile grave psihiatrice se manifestă printr-o neglijență vestimentară asupra aspectului extern, o neglijență extraordinară. Deci înseamnă că în aceste 100 și câteva zile de tratament cu mercur, încă nu se ajunsese atât la de rău. Problemele... Eminescu zâmbea, era fericit că era o zi frumoasă, a schițat o glumă, a schițat gestul de a acorda un ochian imaginar prin care să se uite la Maiorescu și la fiică sa, a spus niște cuvinte cifrate din care biografii susțin că ar fi transmis că știe că a fost supravegheat, că știe că a fost închis din motive politice, și a scuipat de mai multe ori, deși era ecranul care, geamul care proteja, către Maiorescu. Maiorescu a spus de mai multe ori despre gestul ăsta. În fine, și aici sunt detalii peste care trecem mai repede, dar care dovedeau din scrisoarea Liviei Maiorescu către mătușa ei că Eminescu era foarte bine, doar că slăbise mult. Mă întorc, scade masa musculară mult în intoxicația cu mercur. Fata îl descrie ca având mânușițe de copil,
cu ochii căzuți, iarăși este o manifestare, un aspect extern în intoxicația cu mercur, cu ochii lui care erau, spune fată, erau scânteietori, acum erau mați. În fine, ajunge la Viena și este așteptat pe, la gara din Viena, pe peron, de către doctorul Constantin Popasu, cred, care era un văr, o rudă de-a lui Maiorescu, care primise indicații foarte clare ce să se întâmple mai departe. Când coboară pe peron, Eminescu strigă cu toate puterile: România liberată! Este preluat și, atenție, același parlament și aceeași putere care îi oferise 150.000 de lei foarte ușor lui Rosetti, i-a dat 2.000 de lei lui Eminescu, suficienți bani, și totuși, mai întâi, el este dus la casa de nebuni de stat. Poate că nu ăsta este termenul exact, dar asta este, la ospiciul de nebuni de stat, care era cel mai ieftin, cel mai bazal, nu l-au primit pentru că nu primea străini. Apoi Eminescu este purtat de cei doi însoțitori la o clinică Oberdöbling de la periferia Vienei, unde este preluat de un medic nu de departe, un medic obscur. În Viena, la momentul ăla, erau la clinica AKH, ce a devenit ulterior AKH, erau doi profesori celebri de psihiatrie, Schlager și Meinert, care cu siguranță l-ar fi primit, dar nu a fost dus acolo. Chiar și la acea clinică de la periferia Vienei, Eminescu nu a primit niciun fel de diagnostic care să includă sifilis terțiar. Deci nici o clipă. Motiv pentru care nu a mai primit mercur la Viena. Motiv pentru care s-a simțit mult mai bine, au fost făcute doar niște tratamente electrice, niște băi cu stimulări electrice, s-au administrat niște bromuri. Eminescu s-a întors foarte bine în 1884, deci asta se întâmpla în octombrie 83, în 84 se întoarce, în 84, așa nebun cum se spune că era, Slavici spune despre el că este într-o stare excepțională, intelectuală, face gramatică, traduce gramatica sanscrită și alte scrieri foarte complexe. Deci nu se pune problema că erau probleme, că avea afecțiune psihică, era nebun. În 1885 Eminescu este merge la un sanatoriu, nu se vorbește deloc despre acest tratament, un sanatoriu lângă Odessa, în Ucraina, unde iarăși nu primește niciun fel de mercur și se simte mai bine. Apoi, asta se întâmpla în 85, în 86, în niște condiții obscure, apare o recădere, așa se spune, nu știm detalii despre această recădere, cert este că, și aici îi rog pe ascultător să fie atenți, este internat pe 9 noiembrie 1886, este internat la ospiciu de la Mănăstirea Neamțului, unde stă până pe 9 aprilie 1887, aici, printre alte tratamente, atenție, noiembrie-aprilie, deci luni de iarnă, este introdus într-o putină, se toarnă găleți cu apă rece peste el și este bătut cu funii ude. Așa spun foarte multe scrieri biografice. Asta este un martiriu, este o mucenicie,
Cert este că în 1887 hotărăște, după ce iese din sanatoriu, hotărăște să plece la Botoșani, la sora lui Harieta, care îl îngrijește, și aici este cea mai cumplită agresiune medicală, hai să spunem așa, asupra lui. Un doctor, doctorul Isaac, începe să-i administreze, punându-i din nou tratament, diagnosticul de Lewes terțiar, de sifilis terțiar, începe să-i administreze concentrații uriașe de mercur, 20 de doze, a câte 4 grame pe doză, spune doctorul Ovidiu Vuia, într-o lucrare foarte importantă, în condițiile în care nu 4 grame, ci 0,5 grame ar fi însemnat o toxicitate foarte mare. El primește 20 de doze de câte 4 grame. Nu se mai poate deplasa, face tulburări neurologice, tulburări de coordonare, este preluat de Veronica Micle, care, din păcate, îl ia de la Botoșani și se întoarce cu el în București, la sanatoriul doctorului Șuțu, unde primește în continuare mercur. Moare de afecțiune, probabil de infarct, de endocardită, de o supradoză de mercur. Moare în noaptea de 15 spre 16 iunie, pe 16 iunie 1989. În 89, pe 16 iunie doctorii Toma și sau Dimescu și Tomescu și Marinescu încearcă să efectueze o necropsie chiar la sanatoriu Caritatea, necropsie care nu respectă niciunul dintre criteriile unei necropsii și unui examen histopatologic normal, și mai mult decât atât, ni se spune că în mai puțin de 24 de ore creierul s-a degradat brutal, pentru că a fost lăsat de o asistentă pe un vas pe o fereastră deschisă, și atunci creierul s-a degradat atât de rapid încât ei nu au mai reușit să facă examenul histopatologic. Deci moare între 15 și 16 și este înmormântat pe 17, nici măcar nu se respectă ritualul ortodox de 3 zile de păstrare a corpului, este înmormântat pe fugă un singur preot, la geniu cunoscut, la notorietatea lui Eminescu, un singur preot execută ritualul și se grăbesc să-l înmormânteze în cimitirul Belu. Deci asta este povestea și din ce spuneți dumneavoastră este evident că nu se pune problema existenței sifilisului. El a fost interpretat așa, voit sau greșit, din cauza simptomelor create de intoxicația cu mercur. Sifilisul a fost oricum anulat. Da. Deci nu se mai ridică problema, ci acum este bipolaritate. Dar iată că înțelegem cum s-a ajuns la bipolaritate și, cum am spus, orice om cu echilibru minim intelectual și cu o minimă decență înțelege că el a fost scos din viața publică pentru că deranja interesele politice de la București și interesele externe, și a fost ordin să fie eliminat pentru că nu convenea și dădea peste cap multe... Un nebun, diagnosticat nebun în 1883, scrie în 1886, după atâta mercur, la Steaua, da, care devansează toată teoria relativității, care urma să fie pusă în evidență de Einstein la începutul secolului următor. Da. Eu zic că nu este nevoie să mai aducem alte argumente sau să mai tragem vreo concluzie, pentru că lucrurile sunt evidente. Toate aceste informații se bazează pe
documente și pe analize, analiza istoricului medicalului Eminescu dintr-o perspectivă științifică făcută de un medic care înțelege foarte bine efectele acestui tratament, iar tot acest lucru este pus într-un context istoric care ne arată de ce Eminescu a fost scos din viața publică, pus în cămașă de forță și internat la sanatoriu de nebun și injectat cu mercur din prima zi de tratament. Lucrurile sunt clare, doar cei care nu vor să vadă nu văd care este realitatea. Oricum, Eminescu rămâne și va rămâne cel mai important simbol pentru români, pentru românitate. Așa că, indiferent... Trebuie să începem să ne gândim dacă nu cumva este și simbol religios, nu numai simbol național. Privind, da. Modul în care a fost chinuit și executat. Da. Vă mulțumesc, e o emisiune care sigur va avea efect și e o contribuție, spun eu, importantă la lămurirea acestor aspecte din viața lui Eminescu și din istoria noastră culturală și spirituală. Toate cele bune, rămâneți aproape, vom reveni cu alte misiuni interesante împreună cu doamna Mihaela Gheorghiu. Toate cele bune!